România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că nu miră pe nimeni că avem un nou scandal de plagiat la vârful puterii din această țară. Întrebarea care se pune astăzi este dacă preferăm stabilitatea unui compromis sau o demisie onorabilă. Dar întâi faptele. Jurnalista Emilia Șercan a publicat la Press One o anchetă care ridică suspiciuni importante de plagiat privind teza de doctorat a generalului Nicolae Ciucă, teză din anul 2003. Aceasta ar avea 40 de pagini copiate din două cărți și două lucrări de doctorat. Plagiatul este făcut cu meșteșug, cum s-ar spune, căci nu poate fi depistat la citirea cu un soft. Dar când este verificat de o minte omenească, acesta iese la vedere. În această lucrare, spune jurnalista, s-au folosit 4 tehnici de mascare a plagiatului. Reacția premierului a fost promptă, respinge acuzațiile și spune că nu pot fi dovedite științific, dar și că lucrarea respectă toate standardele în vigoare la data realizării ei. Este vorba de tehnica de citare, care până în 2006 prevedea alte reguli. Dar, oricât de laxă ar fi această tehnică de citare, parcă tot nu-ți permite să reașezi 40 de pagini otova. Căci plagiatul coboară, nu-i așa, și în sfera ideilor, chiar dacă ele sunt înfășurate în alte cuvinte, după capul meu. Universitatea Națională de Apărare, de altfel, s-a sesizat cu grăbire și premierul a cerut același lucru și spune că va veni cu un rezultat. Dar punctul său de vedere este informativ, adică nu are o cădere legală. Cel care poate lua sau cei care pot lua o decizie în acest sens, că e albă sau că e neagră, sunt cei de la Consiliul Național de Atestare a Diplomelor, asta dacă îl sesizează cineva. Președintele Iohannis s-a pronunțat împotriva plagiatelor dur și de nenumărate ori, mai ales că, știți, era vorba de politicieni de la PSD. El spune acum că așteaptă rezultatele investigației și că nu o să mai vorbească pe tema asta. USR a cerut, evident, demisia premierului, iar noi știm că ne aflăm în fața doar unuia dintre trecutele și mai ales viitoarele scandaluri de plagiat din țara asta. De ce? Elita politică și administrativă românească s-a format într-un putregaie academic tulbure. Așa erau vremurile, cum s-ar spune și lasă de înțeles și domnul general. Multă sărăcie, mai puțin respect față de lege, mulți încercau să pună o patalama la dosar, în ciuda celor care munceau cinstit. Și între timp societatea românească s-a mai îndreptat, asta e povestea, da? Și a schimbat reperele, este mai curată, are poli mult mai respectabili și judecă fapte vechi, dar cu repere mai noi. De asta spune și domnul Ciucă, domnule, nu mă judecați pe mine după ce am făcut eu atunci cu mintea dumneavoastră de acum. Da, dar problema, domnule Ciucă, este că dumneavoastră conduceți țara de azi, nu țara de acum 18 ani. Și mai avem o discuție aici. Această dezvăluire pică cum nu se poate mai prost. E un război în preajmă, e o criză economică, e inflație, e o criză sanitară. Ce facem dacă își dă demisia? O luăm de la capăt cu formarea guvernului? Știți prin ce am trecut? Sau mai curând știm că un guvern poate fi atâta vreme sau poate fi bun atâta vreme cât compromisul este mai mic. Vă invit la România în direct, 0372069599. Îl repet, sunați-ne, oameni de treabă, academicieni sau nu, din toată țara asta, 0372069599. Vă întreb așa, ce urmări ar trebui să aibă acest caz? Dacă e vinovat, premierul trebuie să-și dea demisia? Sau stabilitatea noastră e mai importantă astăzi? Și, în fapt, cum trebuie să judece societatea românească zecile de teze plagiate care vin din trecut? Să vă mai întreb, cum am putea stăvili acest fenomen? Poate peste o generație dau eu primul răspuns. Așadar, demisie onorabilă sau stabilitate cu compromis? 0372069599. Cineva scria pe Facebook, domnule, ar trebui să-și dea demisia măcar din respect pentru mine, care am muncit 6 luni să-mi fac o teză de doctorat onorabilă.
Da, pentru cei care muncesc e o chestiune. România în direct începe ascultându-l pe Dorin. Salutare, Dorin, bine ai venit la noi. Cum să judecăm faptele astea? Salut, Cătălin. Din punctul meu de vedere, ar trebui să-și dea demisia de onoare în secunda numărul 2 să suporte rigorile legii. Adică faptul că avem atâția politicieni, să vedeți, oameni care lucrează în sistemul de stat, care și-au luat doctoratele plagiindu-le, duce în derizoriu inclusiv titlul de doctor. Duce în derizoriu munca oamenilor cinstiți, care și-au doctoratele pe muncă, care și-au mâncat ani din viață să facă cercetări și să-și ia doctoratele cum trebuie. Iar pe faptul că avem și un conflict la granițe aici și avem un prim-ministru care a furat, nu cred că constituie un argument. Dacă asta zici tu să se întâmple în momentul în care o instituție a statului vine și zice, da, domnule, uite, exact, asta e situația, exact. Nu imediat după acuzațiile ridicate de un jurnalist, căci un jurnalist face un anumit tip de muncă, statul e cel care decide până la urmă. Deci zici e tu... clar, da? E clar că după ce vine o instituție a statului, dar să fie o instituție curată, că adică să luăm și ce jurnalist, că nu spune orice jurnalist, până la urmă spune doamna Șercan, care toți doctoranții din această țară ar trebui să-i mulțumească și toți oamenii care au cât de cât lui educație să-i mulțumească, pentru că descoperă aceste lucruri. Adică, doamna Șercan, sunt convins că are atâta experiență încât să-și dea seama că este plagiat doctoratul. Și în momentul când tu nu ai permisiunea ca să poți să faci fotocopii, ca să le alături, și cum spuneai ai și tu, plagiatul poate să fie și în idei, nu numai în cuvinte scrise mutamo. Discutăm de 43 de pagini, dacă țin bine minte, plagiate. Da, 42 din 138, ceva de genul ăsta. Dacă eu merg și mi-au permisul de conducere și plagiez jumătate din lucrare, un șel, da? Și mi-au permisul de conducere printr-un fals, este normal să conduc o mașină în continuare, chit că l-am luat în 2003. Ai dat cel mai bun exemplu, pentru că astăzi multă lume o să spună așa și se uită la noi și zice, băi, dar ăia cu permisul de conducere, ăia omoară oameni pe stradă dacă nu au făcut treaba cum trebuie, dacă îmi fac un fals. Dar generalul Ciucă a făcut o lucrare și a pus într-o bibliotecă. Ce mare sfârială până la urmă e pentru noi că ăsta a scris o lucrare în care a copiat alți doi generali. Că nimeni niciodată nu o să aplice sau nu o să facă ceva din lucrarea generalului Ciucă. Cred că un prim-ministru poate să facă mult mai multe victime decât poate să facă un șofer. Deci un prim-ministru poate să distrugă destine, poate să distrugă vieți, poate să facă infinit mai multe victime decât poate să facă un șofer. Și într-un prim-ministru care își copiază teza de doctorat, dați-mi voie să n-am încredere. Deci eu n-aș avea încredere în mine, în organizație, șeful meu, să aibă o teză de doctorat copiată sau să aibă o diplomă falsă, să vină ca să încerce să te conducă, să te învețe meserie. Dați-mi voie să n-am încredere în el. Deci orice om cu bun simț nu poate să aibă încredere în cineva care fură teza de doctorat. Este furt, oricum am luat-o. Mulțumesc pentru răspunsul tău. Vedeți, despre asta e vorba. O societate se construiește cu cărămizi corecte. Când cărămizile astea dispar din zid sau sunt șubrede, mulți pereți se pot prăbuși. Valentin e la România în direct. Domnule Valentin, salut! Să trăiți și numai bine și bună ziua Europa FM. Să trăiți, să nu-mi spuneți că mă sunați dintr-o unitate militară, să trăiți. Doamne ferește! Nu, verificam, să nu fie un insider, cum se spune. Te rog, Valentin. Nu mi-a plăcut haina militară deloc. În schimb, ceea ce face actualul nostru prim-ministru, n-a creat dumnealui plagiatul, că istoria recentă ne-a arătat că a mai avut un dotore, să cităm un clasic în viață. Da. Mă refer la domnul Ponta. Sigur. Dovedit. Din punctul meu de vedere, orice plagiat, orice suspiciune asupra unei lucrări, o suspiciune de plagiat, din punctul 2, din secunda 2, ar trebui demisia de onoare. De la pentru suspiciune? Că... Nu e mult? Adică nu lăsăm... Nu mi se pare. Nu există foarte mult.
în punctul ăsta de vedere. Una la mână este un prim-ministru care, mă rog, în mediul internațional se reprezintă ca și țară, iar când planează asupra ta o suspiciune, deja credibilitatea pleacă spre minus mult de tot. Sunt miniștri în alte țări care, într-adevăr, și-au depus demisiile. În Germania, în Austria, sunt oameni care și-au depus demisiile. Corect. Dar... Eu sunt din Germania. Tu sunt din Germania? Nu, vin. M-am repatriat. M-am reîntors din Germania. Am înțeles. Cum ar reacționa clasa politică germană la o acuzație de genul acesta? În secunda 2, demisia de onoare până la proba contrarie. În momentul în care tu dovedești nevinovăția, jos pălăria. În momentul în care îți este dovedită vinovăția, deja vorbele nici mai au rostul și se trec la consecințe. Uite ce zice Victor Ponta, pentru că l-ai invocat. Sunt cel mai pățit cu poveștile astea și am deci de dreptul să vorbesc. Să-l lăsăm în pace pe domnul Ciucă să facă ceea ce așteptăm toți de la el. Rezolvarea crizelor din energie, finanțe, sănătate, educație. Domnul Ponta se referă strict la criza actuală. În schimb, există deja o... Există un precedent sau... Da, cel mai bine spus, există un precedent. Sau se va forma un curent, o idee. Dacă domnul X a reușit cu un plagiat să conducă, noi de ce nu ne-am face? Și atunci merge pe toți de o societate de plagiatori. Automat vor veni și recompensele bănești. Nici nu mai iau un calcul, da. G4 Media cred că a făcut un calcul. Deci, se iau, deci, nu știu, 10% sau 15% în plus. Deci pe lângă, să nu vorbim acum de domnul prim-ministru, pensii speciale și așa mai departe, ce mai are dumnealui pe acolo adunate și așa, plus recompensa bănească de doctor, se adună. Iar mă uitam ceva timp în urmă, o pensie de 7 lei. Cum ar fi, sau cum măsoară dumnealui acea pensie 7 lei la în ziua de astăzi? Ăsta este cu totul alt subiect. Dar, din punctul meu de vedere, demisia de onoare ar fi singura variantă de luat în calcul pentru noi momentul de față. Chiar dacă la granițele țării există un conflict armat, nu suntem noi nici primii, nici ultimii, sau nu suntem primii și nu vom fi nici ultimii care pățim chestia asta și în jurul granițelor sunt conflicte armate. Da. Mulțumesc pentru mesajul tău. Mă gândesc însă totuși la ce spune domnul general Ciucă, în felul următor. Domnule, dar noi în 2003 judecam cu minte, ne așezam acolo, nici nu eram instruiți, sugerează el, și eu știu la rândul meu că am trăit în societatea aia. Păi nici nu era nimeni care să ne tragă de mână să zic, Nicolae, lucrează și tu mai cu atenție. Văd că astăzi domnul Frunzeti, din teza căruia s-a copiat un alt general al armatei române, spune pentru Europa Liberă, hai domnule că trebuia să mă ia mai cu grijă, că doar e băiat deștept. Dar domnul general Ciucă și alții spun așa, domnule, în anii 90, în anii 2000, la început, cadrul ăsta academic din România și în general în societate nu era foarte bine așezat. Și dumneavoastră veniți 20 de ani mai târziu și mă trageți de mână și îmi ziceți, bă, dar de ce n-ai fost, mă, corect acum 20 de ani? Și el lasă de înțeles așa, pentru că nu m-a corectat nimeni, nu mi-a arătat nimeni calea corectă. Cristian, salutare! E corect raționamentul ăsta? Din punctul meu de vedere, nu cred că o să se întâmple nimic, cum nu s-a întâmplat nici când l-au găsit pe Ponta. Acum 2 ani de zile erau finalizate alegerile, se făceau negocieri să se facă guvern, o mare alianță de dreapta. Mm-hmm. Nimeni nu visa că în câteva luni de zile o să se facă o și mai mare alianță cu PSD-ul, cu domnul Grindeanu, care a dat ordonanța prin care a scos 1 milion de români în stradă. Da. Lucrurile sunt destul de clare, zic eu. Dacă avea onoare sau că se vorbește de onoare. Onoarea la noi în România cred că e pe cale de dispariție. Sunt destul de puțini oameni care chiar mai au onoare. Dacă avea onoare, nu făcea doctoratul. Nu. Chiar nu așa. Înțeleg. La ce-i bun?
Stați așa, stați că am o idee acum, Cristian, tu, continuăm discuția, dar rog pe cineva care lucrează într-o instituție din asta publică să ne sune și să ne spună care e șmecheria cu doctoratul. Dacă ești în poliție, în armată, în administrație, în asta, la ce trebuie doctorat la nivelul ăsta? Ce faci cu el? Adică asta vreau să știu. Dincolo de faptul că scrie frumos în CV. Ce crezi, că eu îl apreciam mai puțin pe generalul Ciucă dacă nu scria în CV că e doctor? Serios, vă spun, nici n-am știut că are doctorat. Da, i-am citit odată CV-ul, scria acolo. De câte ori scrie de doctorat, încep să zâmbesc, că știu că sunt jurnaliști care se ocupă de treaba asta, adică... Probabil că e un curent în rândul angajaților la stat să-și facă multe studii, să dobândească multe diplome, să la un fie policalificați. La un moment dat spunea Elena Udrea, zice, domnule, eu când era ea la putere să vorbea de Ponta, știi? Și zice, mie mi s-a oferit un astfel de doctorat. Zice, sunt oameni care vin și te caută și spun doctoratul ăsta în brațe. Și nu vreți un doctorat? Da, probabil că așa merg lucrurile, dar de ce o fi atât de bun? Tu ești însă pesimist și zici, domnule... Nu sunt pesimist, dar... Ca să spun în felul următor, înainte de alegeri sau înainte să se finalizeze alegerile, campania a fost făcută și mult pe anti-PSD. Mm-hmm. Nu cred, sunt foarte puțini oameni care își imaginau că s-ar putea face o alianță nouă între PSD și PNL, având în vedere cât de șifonați au ieșit din ultima alianță care au avut-o. Mă refer la liberali. Okay. Și nimeni nu se gândea că practic ei au pierdut odată alături de PSD. Deci, în particulmea, să greșești și a doua oară... Ce spui tu... La fel cum ai greșit prima dată, spune ceva despre tine. Că lipsa de onorabilitate a clasei politice românești va duce acest scandal într-o fundătură. Păi și cum o să facem? Da. Peste 2 ani se va întâmpla ceva în România și pe aia brusc. Ne aducem aminte. A, dar știți că generalul e acuzat de plagiat? Nu contează și asta? Adică pentru clasa politică din România? Poate cu Florin Roman s-a putut face, că era o persoană mai, din punct de vedere politic, inferioară domnului Ciucă. Da, domnul Ciucă a fost totuși ales de domnul Iohannis și e puțin mai greu, știți? Da. E democrație, dar pentru căței, cum ar fi. Domnul Roman acum cred că își freacă mâinile și zice, ia uite-o. Da, zice, l-au prins și pe ăsta, mă gândesc. Cristian, salutare, spor la treabă. Ascultați România în direct, 0372069599. Acuzațiile de plagiat la adresa premierului. Demisie sau stabilitate, e întrebarea de azi. Călin, salutare. Vă salut, cu respect. Te ascultăm. Da, sunt încurcat pentru că vreau să fiu corect. Are dreptate și domnul Ciucă. În 2003 altfel se punea problema. Da, așa e. Hai să spunem unde se punea altfel problema. Spun la mediul cercetării din România, încă nu se treziseră. Se făceau institute de doctorat în care nu toți din institut, că trebuia să fie minimum 10, nu toți din institut erau în aceeași specializare, dacă vreți, și se mai completa, se mai lua de la medicină, se mai lua... Vreau să vă spun că au fost ani în șir în care în România nu găseai 3 doctori în știință pentru un domeniu. Deci a fost într-adevăr un heirupism, a fost o cerere enormă pentru reînființarea universităților de stat, cât și cele private, a fost într-adevăr o nebunie. Dar de ce? De ce era nevoie de atât de mulți doctori? Adică ce avea pentru de... Pentru că standardele noastre sunt... La ora actuală, printre cele mai dure din Europa, eu vă spun la modul foarte serios, provin din mediul academic și pot să vă spun că standardele Aracis, spre exemplu, în România, sunt mult mai dure decât cele din Germania sau din altă parte. Vă rog să mă credeți. Nu, te cred, sunt de acord, adică absolut normal. Și, păi, haideți să vă dau un exemplu. Fiecare student trebuie să aibă în sala de curs 120 de centimetri în care el trebuie să stea acolo în banca de curs. Păi vă spun eu că la ora actuală nu îndeplinește mai nicio universitate din țară asemenea standarde, care sunt corecte, încă o dată sunt alese, sunt votate, sunt corecte. Bun, și atunci de ce are domnul general și el partea lui de dreptate? Că așa
spune Călin. A, v-am spus că era vorba de cum se punea problema în anul 2003. Ok. Așa, acolo este și partea dânsului de dreptate. Mai este o parte de dreptate în ideea în care, după ce redactezi teza de doctorat și fiecare filă îți este foarte bine cunoscută de profesorul îndrumător, să merge cu ea, cum se spune, în catedră. Deci o citesc o mulțime de oameni și au responsabilitatea lor și ei. Să mergem mai departe. Adică sunt, asta încerc să spun, că sunt câteva filtre. Tu ai o comisie numită de din membrii altor universități care vin să, la susținerea ta publică, care au obligația să o citească și să, cum îi zice, să, și să ce ne spune o, nouă asta? Dacă teza domnului Ciuc a fost văzută... Nu, domnul Ciuc în 2003 nu era domnul Ciuc. Era un oarecare. Deci, asta încerc să spun. Iar cartea scris de colegul, nu știu, am auzit Frunzescu, nu vreau să pronunț nume, ea, ca să fie publicată, ea a avut o referență, adică i s-a făcut minimum două referate din profesorii care veneau în comisia domnului Ciucă, dacă mă înțelege. Uh-huh. Adică, dacă era ceva de semnalizat, exista toate filtrele. Aici este partea de dreptate a domnului Ciucă. Adică, dacă era ceva copiat, te prindeai atunci. Dar nu, dacă... s-a știut din primul moment, nu că stai că să vezi că l-am văzut. Am și aici ce zici. Se pare ciudat că în toate cazurile universitatea nu pățește nimic. Și oamenii care au semnat că aia este o teză ok. Deci, după ce se trece de examinarea publică, se duce la Comisia Superioară, la Minister, care o verifică, o semnează și o poate returna înapoi pentru reformulare, pentru... Deci, ia cătă, încă un filtru. Hai, explică-mi și mie atunci, da, de ce cu atâtea filtre la dispoziție, chiar și în anii aceia, nu avem o inflație de teze plagiate? Deci, eu vă spun, asta este situația. Mai este o situație care, iarăși, mi se pare exagerată, foarte bine subliniată în codul de etică al Universității București, e vorba de plagiatul involuntar. Plagiatul involuntar se referă la faptul că un om învață ceva în domeniul respectiv, dintr-o carte, dintr-un curs, dintr-o materie, pe care el să-l însușește psihic. El dacă așa a învățat că Ana are mere, el nici nu se va gândi că și altcineva are mere. Nu știu dacă mă... Da, dacă înțeleg ce vrei să spui. Adică este rezultatul învățăturii pus în teză, da. Da, e rezultatul învățăturii. Și este vorba de copiat involuntar, care iarăși ajungem într-o zonă incorrectă. Bun, mai este o situație în care trebuie judecată și asta. Dacă un om, un doctorand, repetă experiența a cui vreți dumneavoastră, a lui Einstein la urmă, că nu asta e important, și ajunge la concluzii diferite, este clar că ăsta, cum zice, programul antiplagiat se va înroși dincolo de admisibil. Numai că, deși folosește aceleași experiment și același lucru, omul deschide o nouă cale pe care nimeni n-a mai văzut-o până la el. Da, și aici e nevoie de mintea umană. De eu îți mulțumesc pentru instrucțiunile astea. N-avem o concluzie aici, dar atenție, pot să desprind eu una. Fiți atenți, filtre există și existau filtre. Răspundeți-mi voi de ce de-a lungul anilor, în atât de multe situații, filtrele n-au funcționat. Filtrele astea omenești. Aveți un răspuns? Sorin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin. Bună ziua. Păi vreau în primul rând să vă spun că în proporție de 90% sunt întru totul de acord cu anteriorul care a luat legătura cu dumneavoastră. Ok. Bine. Păi în primul rând este comisia de examinare, în al doilea rând este profesorul îndrumător. Așa. Și este universitatea sau cine a organizat acel doctorat. Și acum vine întrebarea mea. Și acum întrebarea mea, că sistemul l-am aflat, ni l-ați descris amândoi acum, și tu și Călin, da? Explică-mi de ce n-au funcționat filtrele din punctul tău de vedere. Adică... Din punctul meu de vedere, ori au funcționat și nu se justifică acuzația de plagiat. Ok. Domnul, până nu se pronunță cine este
îndrituit să se pronunțe, nu putem spune că acuza se susține sau nu. Corect. Că până la urmă toți procurorii spun despre cineva că este vinovat. Așteptăm o instanță. Dar judecătorul constată altceva. Da, bun. Și aveți încredere... De aici nu sunt de acord cu acea demisie de onoare. Okay. Dacă într-adevăr se constată un plagiat, cred că există și cod penal care poate trage la răspundere cu efectele plagiatului. Uh-huh. Și care trebuie să se aplice. Deci spuneți... Indiferent de numele persoanei. Deci spui... Spui că ne aflăm într-un moment corect. Cineva face o acuzație, după care instanțele, respectiv Comisia de Etică a Universității de Apărare, o judecă, dă un verdict, dar care este doar informal, adică nu este un verdict care să ducă la păstrarea sau decăderea din drepturile de doctor și trebuie să se pronunțe Consiliul Național de Atestare, da? Și de-abia aceea este o instanță. Deci ne aflăm pe niște pași corecți, să zic așa. Și societatea are tot dreptul să se pronunțe în situația asta. Dar eu te întreb, la ce rezultat te aștepți din partea Comisiei de Etică a Universității de Apărare? Ținând cont că ea a și fost multă vreme universitatea în subordinea domnului general Ciucă. Știi că această universitate universitate în subordinea statului major general. Dacă vrem să fim unde vrem cu adevărat să fim, cum se cheamă Comisia de Etică, atunci dacă este Comisie de Etică, nu trebuie să se uite nici la nume, nici la prenume. Se uită la teze și constată. E ok sau nu? Chiar dacă ei au avut un cuvânt de spus acum 20 de ani, când și-a luat domnul Ciucă doctorat. Deci, etică înseamnă corectitudine, indiferent de nume. Dacă Comisia de Etică constată că e plagiat, jos cu pălăria și să meargă să-și desfășoare cursurile cercetarea mai departe. Dacă constată pe bună dreptate de data asta, nu, și acum ei sunt în atenția foarte multor ochi, dacă constată că n-a fost plagiat, dar fundamentată această constatare, și judecată pe legile din 2003. Nu putem să judecăm după legile din 2020. Părerea mea. Asta e foarte judecăm interesant. Judecăm la momentul producerii faptei. Aici ne va lămuri cineva care e specialist în drept ce reguli se aplică și păi cum se aplică. Nu pot judeca legea și produce efectele după promulgare, nu înainte. Mai e încă o chestiune care spune că dacă ar fi existat fapta domnului general, s-a prescris, asta e. Românul are o vorbă, dar e o vorbă strâmbă, hoțul neprins e negustor cinstit, societatea merge mai departe, nu? Asta zice. Scuzați-mă, prescrierea în fapta asta nu cred că există. Poate există prescrierea faptelor penale care decurg din plagiat. Dar faptul în sine că am copiat la un moment dat, nu cred că are prescriere. Sincer. Prescriere are, să zicem, că nu mai poți să iei banii înapoi decât pe ultimii 5 ani. Ah, care i-o fi luat uzând de acest fapt. Dar faptul în sine că a plagiat, dovedit și constatat de ultima instanță, atunci, într-adevăr, domnul Ciucă are de... Bun, își dă demisia și la revedere. Dar are de dat explicații. Și are de restituit... Dar... În același timp să dea explicații și aia care au zis că e ok. Da, bun. Bine, și aia să iasă în public și să spună greșit. De ce? Cu ce ocazie? Dacă ar fi așa, mulțumesc tare mult, Sorin, dacă ar fi așa, potrivit calculilor făcute de G4 Media... Premierul Ciucă ar fi obținut în perioada 2008-2016, de când sunt declarații de avere, între 85.000 și maxim 170.000 de lei din titlul de doctor. La acea restituire se referea ascultătorul nostru de mai devreme. Anca, salutare, ești la România în direct. Cântărim fapte de acum 18 ani. O facem bine? Bună ziua! Mă bucur să vă aud. Da, cred că facem bine să cântărim fapte chiar de acum 20 de ani, pentru că faptele există, nu putem să spunem că nu există.
Sunt perfect de acord cu interlocutorul dinainte, care a spus că trebuie să le cântărim și să le măsurăm cu legile care existau atunci. Pentru că regulile se schimbă și dacă sunt aplicabile la un moment dat, peste 20 de ani, e posibil ca ele să nu mai fie valabile. Vă spun asta în calitate chiar de doctorand, okay, și chiar de angajat la stat. Ah, ce bine! Da. Ia, poftim pe la noi, te rog frumos. De ce faci un doctorat? Adică la ce ți trebuie? Depinde foarte mult de domeniu, bineînțeles. Yeah. Din punctul meu de vedere, doctoratul pe care eu îl fac acum îmi va deschide o poartă spre învățământul universitar, care acum este închisă. Am înțeles. Deci poți, poți să fii profesor sau, știu, lector, conferențiar? Da, dar dacă ai doctorat. Cadrul didactic, da, din câte am înțeles, în noile reglementări, țin de latura aceasta. Probabil că în anumite domenii există și o posibilitate de a promova sau de a accede în anumite poziții mai ușor, posibil, având un doctorat. Deci, domnul Ciucă, dacă ar fi vrut să fie profesor la Academia de Apărare și experiența lui de război și de general care a fost pe front îl îndrituiește pentru acest lucru, nu? Ar fi trebuit... O fapt, regulilor actuale, cred că acum 20 de ani nu exista acea regulă de a avea doctorat. Regulile de acum. Regula asta e ok, adică pentru tine sau cum o judești tu personal, faptul că poți accede în învățământul universitar doar cu un doctorat e o regulă ok, adică e bună, e corectă? Mi se pare justificată. Pot să vă spun că eu am absolvit studiile superioare acum 15 ani, am avut o tentativă de a intra la doctorat imediat după facultate și mi-am dat seama că nu este momentul, nu am o experiență, nu am o expertiză, din punctul meu de vedere. Așa am gândit la momentul acela. Am dat examenul, am intrat la doctorat, după care m-am retras, adică nici nu m-am prezentat, dându-mi seama că nu este acum momentul pentru astfel de studii. Dar azi ai puterea să faci chestia asta? Adică tu ai și un serviciu, nu? Muncești undeva, nu? Da, muncesc. Da? Sunt angajată chiar la stat. Ok. Și te duci și faci și doctorat. Sunt deja în anul 4 la doctorat. Și da, pot să spun că acum, după experiența pe care eu am în spate, după atâția ani de muncă, de practică, da, pot să spun că pot să emit niște idei originale, pot să aduc ceva nou care să îmbunătățească un sistem. Asta în ideea că teza mea va fi luată în calcul de cineva. Cu putere de decizie, bineînțeles. Am înțeles. Dar muncă la doctorat, eu știu așa că e muncă multă, foarte multă muncă. Că trebuie să stai, să studiezi, să faci, nu știu, experimente, studii, să aduci contribuția ta. Acum, onest, sincer, poți să te duci de dimineață la muncă, să faci 8 ore acolo, după care, nu știu, mai ai și familie, mai avem îndatoriri și acolo, și să-ți mai rămână timp și de un doctorat făcut serios, așezat, astfel încât peste 20 de ani să nu spună cineva, ia uite mă ce a făcut Anca aici, i-am dat funcție, ia uite ce a făcut. Din ecuația aceasta pe care a spus-o, în cazul meu lipsește familia. Aha. Deci, pentru mine există două ecuații, jobul sau serviciul și doctoratul. Recunosc, nu am responsabilități de față de familie care să-mi ocupe timp. Și la colegii tăi așa... Uitându-te, eu îți acord toată buna credință pe care o acord tuturor ascultătorilor mei, dar te întreb ceva. Uitându-te la colegii tăi, pe care deja îi știi la școala doctorală, alți oameni care sunt în diverse situații, ți se pare că e o treabă pe bune? Este, cel puțin după noile criterii. Eu am început doctoratul în 2018 și aici vreau să ajung. Criteriile după care eu îmi voi susține teza de doctorat sunt diferite. De exemplu, eu sunt obligată să am articole publicate în reviste cotate ISI, care sunt niște reviste serioase. Nimeni nu-ți publică un studiu sau o cercetare dacă nu are un fundament la bază, dacă nu ai un sâmbure de inovație în ceea ce spui tu. Aș spune, acum 20 de ani, regulile erau altele. Fără reviste ISI. Dar vrei să spun cinstit că știu de existența unei piețe a revistelor ISI?
Adică... în România, da. Eu personal am publicat în străinătate. Aha, ok. Pot să vă confirm că da, în România există chiar și o piață și există reviste și... care și-au pierdut cotația IT pentru că au făcut așa ceva. Da. Se poate verifica foarte ușor. Da? Dar pot să vă spun că revistele din străinătate nu există șanse să publice cineva în reviste IT, doar ca să publice în reviste IT. Ai spor la, o să ai spor la salariu? Adică după ce-l iei? Da, există un spor la salariu, dar nu cred că asta este neapărat o motivație. Adică efortul depus nu este compensat prin acest spor. Munca pe care o depui și eu personal care fac un doctorat plătit, da, este, eu sunt la taxă, pentru că asta e. Timpul meu este limitat, nu pot să fiu la zi, da? Efortul depus, munca, timpul, banii pe care eu îi investesc, ca să înțelegeți, o taxă pentru a publica într-o revistă IT în străinătate, cel puțin unde am publicat eu, este în jur de 2000 de euro taxa, doar pentru un articol. Faptul că mie statul îmi dă o compensație, nu știu, de 1000 de lei, poate, pe lună, nu cred că este o motivație suficientă să mă înham la o astfel de muncă. Mulțumesc tare mult! Am învățat ceva astăzi. Mult succes și spor celor care muncesc onest în chestiunea asta. Dar vedeți că e muncă multă. Și multe situații, sigur că puteți ridica o sprânceană să vă uitați pe acolo. Bă, dar ăsta cum o fi făcut el? Două doctorate, trei facultăți, să mai ducea și la muncă? Mai era și ministru, mai era consilier, mai era parlamentar, o fi avut timp de toate astea. Cezar, salutare, mă întorc la generalul Ciuc, demisie sau salut, stabilitate? Salut, salut. Salut, Cătălin și ascultătorilor. Ce vreau să spun, cred că se pierde cam mult timp pe ideea asta că Ciuc ar fi plagiat. Nu cred că problema României stă în asta. A făcut o infracțiune, probabil, dacă a făcut-o, trebuie să plătească, eu știu, o amendă, să ia înapoi titlul, să ia înapoi banii care i-a câștigat pe titlul ăsta și gata, adică nu văd demisia, da, dacă ar fi un om onest, probabil că și-a dat demisia, să se pună altă problemă și dacă își dă demisia, ce se întâmplă cu țara? Că pe mine țara mă interesează, nu ce face Ciucă. Mult mai important și mai grav a fost, de exemplu, că noua coaliție a înființat două ministere pentru că așa vrea noua coaliție, nu pentru că are nevoie România. Câți bani s-au pierdut acolo? Unde duce țara? La fel cu criza energetică. Păi, observ că... Așa. Bun? Observ că ce? Deci observ că întreprinderi de stat se împart în foarte multe alte mici întreprinderi de stat care devin intermediarul și ne iau bani mai mulți. Economia unde se duce? Atent. Dezvoltarea țării unde se duce? Hai să-ți răspund eu la întrebarea asta și să vezi cum se leagă cele două. Păi dacă tu pui în funcție, că ziceai de economie și de energie, băieți care nu și-au luat doctoratele pe bune, nu au muncit foarte tare la el, au trecut prin niște filtre care nu le-a verificat capacitatea intelectuală, iar noi le-am dat funcții fără să știm dacă într-adevăr sunt capabili să facă treaba asta. Mai mult de atât, au și o doză de necinste în ei când au șurbăit și pe la doctoratele astea și pe la alte diplome. Cum vrei să ia decizii corecte și care să funcționeze în favoarea ta dacă ei nu știu să ia aceste decizii pentru că viața lor a fost construită pe un fals? Când luna trecută v-am povestit aici că îl puneau în Consiliu de Administrație la ANR, dacă nu l-or fi plus între timp, pe fratele lui Paul Stănescu, care este de profesie mecanic agricol, adică are treabă cu chestiile astea legate de mașinile agricole, și îl puneau la NRE, la energie electrică. Cine vrei să ia decizii în favoarea ta dacă nu știe cum funcționează treaba acolo? Am înțeles, eu nu sunt pentru. Eu n-am zis că ești pentru, dar am făcut legătura între faptele astea, da. Am înțeles, dar lucrurile astea sunt foarte clare. Au găsit omul, investigează dacă este să plătească, să fie publică toată treaba, să-i retragă titlurile și asta e. Și cei care au dat titlul pe nemeritate sau probabil că nu știu, poate iar ei mi l-au făcut, el nu știe că a plagiat, au fi cumpărat deja din start. Astea sunt lucruri foarte clare. Normal că nu sunt pentru. Dar dacă toți sunt. Știi?
Problema este, eu îmi dau seama că tu nu ești și îmi dau seama că, da, dintr-un punct de vedere, aia e dreptate. Și lumea și se uită, zice, băi, iar vorbiți de plagiatul ăsta, noi sărăcim aici. Dar, încă o dată, motivul pentru care sărăcim și avem decizii proaste și decizii fricoase, că niciun politician nu ia decizii de-astea curajoase în România, e tocmai faptul că am pus oameni slabi acolo unde sunt funcții importante. Că dacă erau pe picioarele lor și aveau o meserie și o treabă, pare că n-ajungeau acolo. Nu știu de ce îmi face impresia asta. Pentru că nu ne interesează, Cătălin. La vot ieșim doar 30%. Din ăștia, probabil, cu doar 5% ține contabilicește, vorbind, politicienii. Restul votează, oricum votează cu asta. Și atunci, dacă doar 5% din țară e interesată de ceea ce face, ceea ce fac politicienii, e ca și cum aș duce eu la servici și doar 5% contează ceea ce fac eu, dacă fac ceva sau nu fac nimic. Foarte bună concluzie. Dar ia foarte bună concluzie, adică în sensul că da, așa gândește multă lume. Dar e și greșit să gândești așa, să nu te intereseze cine sunt și ce fac politicienii. Dar, domnule, se scumpește în România, e inflație mare, n-avem spitale? Păi, n-avem spitale pentru că cineva a furat la un moment dat, da? Sau cineva nu știe să ia decizii. Sau pe cineva l-a încreditat cu un doctorat, dar nu era făcut pe bune. De asta, concluzia aici e că așteptăm cu toții să vedem rezultatele de la Consiliul Național de Atestare și atunci vom avea o părere mai clară despre premierul nostru. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.